Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului În Dodi. Noi suntem, ca de obicei, În Dodi, mai puțin Alex, care astăzi e doar într-o dodie. Astăzi discutăm despre capitolele 6, 7, 8 și 9 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății, capitolele se numindu-se Monopolul, partea întâi, cum să-ți pierzi cămașa, partea a doua, monopol de stat pentru profit și distracție, exploatare și dobândă și n-am nevoie de nimic. Vă așteptăm să le dați un like, un subscribe, puteți să ne comentați sau să ne întrebați orice despre ce vorbim noi aici și mulțumim oamenilor care ne susțin cu fonduri la proiectul nostru. Să reluăm aici pe scurt toată ideea pe care o prezintă și Friedman în capitolul 1. Monopolul nu poate fi stabilit în mod natural pe piață. Adică doar un monopol pe o piață liberă nu poate să se înstăpânească, pentru că există mult prea multe doleanțe și sunt mult prea multe forțe care trag de cota de piață a monopolistului, astfel încât el să poată să o controleze. Vreau să zic că sunt Friedman în parte monopolul în trei categorii: cel natural, cel artificial și cel de stat. Se ocupă în primul rând de cel natural și toate acestea, el menționează că doar cel de stat poate să reușească până la urmă, deci cel creat cu forța, tot așa, datorită forțelor pieței, dar și de fapt, din cauza că atunci când cineva încearcă pe o piață liberă să instaureze un monopol și nu reușește, de obicei se duce la stat cu ajutorul lui, da, prin reglementări și prin alte legislație. Prin legislație va reuși să creeze un monopol pe o anumită piață. Da. Ce aș menționa eu un pic diferit față de, ca să se lege și cu ce am discutat în trecut. Friedman aici spune monopol natural, ceea ce eu aș numi monopol pe piața liberă, un monopol care să apară pur și simplu. Nu se referă la monopol natural în sensul în care poate fi înțeles acest lucru, că tu ești stăpân geografic pe o resursă unică, ești stăpân pe localizarea geografică. De obicei la aia se spune monopol natural. Ah, da, bună precizare, corect. De exemplu, ești singurul om care ai pe pământul tău resurse de uraniu, să zicem. Uh-huh. Nu mai e niciunde pe globul ăsta pământesc altceva și poți să ai monopol, să zicem, natural. Și cum poate fi el ocolit, să zicem, că lumea, domne, ăsta a ridicat prețul prea mult sau e singurul pe piață și nu le convin termenii prin care el încearcă să vândă această resursă. Păi apelezi, de exemplu, la resurse complementare, sau care sunt, fac același lucru, dar în alte modalități. Substitute. Da. Complementar, cred că e altceva. Ah, ok, da. Plus, de margarină față de unt. Plus că mai ai și discuția aia că într-o lume libertariană, dacă tu ai niște resurse sub pământ, tu poți să le extragi. Da. Nu poți să oprești și pe alții să le extragă din alte părți. Și atunci ar trebui să ai un monopol forțat cumva ca să îi oprești pe el. Păi nu, să zicem, cineva cumpără, ok, Alex are uraniu sub casă,
Fix sub casă, da. Pe terenul lui, hai să cumpăr și eu un teren lângă, fac o gaură și pe aia văd dacă dau de urame și pe la mine sau mă duc mai pe la ea. Vreau să că tu vei avea costurile mai mici de extract decât eu care am cumpărat lângă tine. Da, e observație tare. Și... Bine, ce vrea să zică Friedman aici cu monopolul natural este... Un monopol care se întâmplă în mod natural. Că ai o firmă care mulțumește oamenii așa de bine încât concurența până una alta nu are cum să intre. Monopolul, lumea de obicei se gândește că lucrurile și rămân așa. Unii au prins monopol și nu se mai dea drumul niciodată și vai ce ne facem cu aceste monopoluri. Mă rog, ideea e că ai o perioadă de timp în care o firmă îi mulțumește atât de sănătos pe oameni încât ei toți vor să cumpere de la ăla, alții nu pot să dea servicii mai interesante sau mai ieftine decât ce dă firma asta și în mod natural are piața respectivă. Critica monopolului în cazul ăsta apare atunci când cel care deține monopolul natural ridică prețul. Dar dacă ăsta acum își dă seama că de fapt e singură pe piață și dublează prețul peste noapte. Ce se întâmplă, știi? Da, și oamenii sunt întristați de această inerție. Păi noi ne-am învățat să avem dreptul la brutăria asta bună. Cum să crească prețul? Și vine statul să le plafoneze. Ok, știu ce o să fac pâine, dar până cumpăr eu cuptor, până vai, vai, nu, mai bine să-l rupem. Poate se mișcă cineva mai repede. Exact. Ok, ideea cu monopolul e tocmai asta. Atunci când monopolul crește prețul, înseamnă că e loc pe piață ca cineva să intre să îl concureze. Da, e un semnal că e loc de... Ce e diferit la explicația pe care o dă Friedman la ăsta e... Când ajungem de-abia la... Când ajunge să discute despre carteluri, acolo mi se pare că se strălucește experiența lui. El discută, se bazează pe faptul că în piață, pentru orice fel de produs, atunci când ai clienți, există acest preț de echilibru, care prețul de echilibru este dictat de o intersecție a cererii și ofertei. Cum noi nu discutăm de clienți, presupunem că cererea ce obțin în acest context e relativ stabilă, înseamnă că dacă ai cererea stabilă și prețul de echilibru, asta îți determină oferta. Și asta înseamnă că piața s-ar umple la acel preț de echilibru o anumită cantitate de producție. Și dă el exemplu să presupunem că există pe o piață loc doar pentru 4 firme. Și astea 4 firme după ce servesc lumea, stabilesc prețul de echilibru și așa mai departe, se înțeleg între ele și fac acest monopol artificial, da, acest cartel, oligopolie de fapt. Se hotărăsc să ridice artificial prețul ca să facă un profit mai mare. Da. Și vine și tot dă el exemplu cu faptul că principala, deci amintește și ce am amintit și Rodar și noi în trecut, că atunci când ai un cartel motivația fiecăruia din cartel este să ia un pic din preț ca să vândă mai mult din piață. El îi spune să scobească, să cioplească un pic. Trădează asta. Da, trădează. Ideea e că îi trădează pe ceilalți participanți din cartel. De ce? De ce se întâmplă asta? Pentru că el are fiecare unitate de vânzare, deci fiecare piață. Produs pe care îl vinde îi aduce un profit care ar fi profitul decent ăla de la până la prețul de echilibru, plus profitul nesimțit pe care îl face prin cartelizare, da? Ok, dar dacă vinde două, adică dacă își depășește piața, da? Are acest profit nesimțit pe care îl mulțește cu 2 și îl reduce, să zicem, cu 5% discountul pe care îl oferă clientului favorizat, da? Și practic el în loc de
de două ori bucata de profit nesimțit, face oricum de două ori bucata de profit decent, plus 1,95 sau 1,90, depinde cum aplică acel discount, din profitul nesimțit. Deci e o motivație pentru el să ridice acest, să, mă rog, să dea acest discount. Și asta ar fi istoric observația, felul în care s-au pierdut, în care au pierdut toate cartelele, s-au destrămat, tocmai pentru că erau motivate să dea discount, să dea discount, până când se apropiau înapoi de prețul de echilibru, unde ăla era prețul. Deci, practic, orice creștere artificială tinde înapoi destul de repede la prețul de echilibru. Dar presupunând prin absurd că un... că ei sunt în stare să-și mențină prețul ridicat, poate să apară, dacă e destul de ridicat, poate să apară un alt concurent pe piață care să vândă la prețul mic, la prețul normal, la prețul mai mic. Și ei spun nu, că vin cartelarii și îi spun ăstuia că el are un cost de investiție ca să intre pe piață. Apropo de ce spuneai și tu, Alex, că până îmi iau eu cuptor, învăț să fac pâine și așa mai departe. Dar e un cost inițial. Și vin cartelarii la el și îi spun, băi, dacă tu vrei să intri pe piață, să știi că noi o să coborâm prețul înapoi. Piața nu susține decât 4, că așa știm, că așa ne-am cunoscut. Da? Și tu o să rămâi cu pierderea în brațe. Și asta ar fi argumentul pentru care cartelurile ar putea să descurajeze intrarea acestor competitori pe piață. Dar răspunsul lui Friedman aici e că oamenii nu au destul de imaginație, pentru că un asemenea jucător extern, da, ar putea să se ducă întâi pe la clienți înainte să facă investiția și să îi semneze în avans. Da. Dar inclusiv face și un calcul Friedman. Arată că pierderea pe care o are un jucător mai mic față de pierderea pe care o are tot cartelul respectiv este foarte diferită. O face la monopol și asta era un alt lucru care el l-a adus în plus, exact ăsta. Da. Dar e vorba de monopol. Zil mai departe. Ori un cartel, ori un monopol, dar poți să spun și aici la cartel. Deci atunci când ai un, să zicem, 10 lei produsul să fie, să zicem, ulei, de ulei. Dacă tu ai prețul de acel preț de echilibru între cerere și ofertă de 10 lei și vrei să scazi la 8 lei pentru a scoate din piață un jucător. Ca să faci dumping. Acel jucător coboară și el prețul pentru a rămâne în piață. Și el pierde, să zicem, la cele 300-400 de litri de ulei pe care el reușește să le producă, pierde 300 ori 2 lei, pe când tu ai 10.000 sau 20.000 de litri, că tu acoperi piața mult mai mare, mulții cu 2 lei, tu pierzi mult mai mult. Uh-huh. Nu ești demotivat economic să grăbești această, să zicem, acest dumping. Pentru că în timp tu nu poți rezista mai mult decât cel mic rezista. De asemenea, dacă faci acest dumping doar în regiunea în care jucătorul mic distribuie și în rest îți acoperi pierderea respectivă cu un preț mai mare, atunci vei pierde piață în celelalte zone unor noi jucători care apar pe piață. Sau chiar a jucătorului respectiv mic care își deschide sau distribuie produsul în alte zone geografice unde prețul a fost mai ridicat. Da. Nu mi se pare un exemplu, că dacă ăla e mic, vrea să întinde așa. Fiind mic. Nu, da. Asta cred că am băgat-o eu. El zice că apar noi jucători în zonele geografice. Ăsta e un argument diferit. Dar da, zice că se întinde ăsta micul și zice, eu mă gândeam, mă, dacă atât de mic. Nu zice neapărat că se întinde, dar ideea e că poate, nu zice că se întinde, zice că se duce acolo. Deci el nu trebuie să, nu se întinde, nu se extinde acolo, ci doar își ia
Totuși se duce acolo, eu așa am înțeles. Păi altfel se schimbă, vine la... Doar se schimbă situația. Da. Păi da, dacă se duce în piața... Da, da. Dar scade prețul în partele și îl mărește. Vine monopolul acasă. Am înțeles. Pe total, variantele sunt multe și oricare dintre ele poate să facă, să atingă scopul pe care îl descriem noi aici. Că atâta vreme cât n-ai mecanisme de oprit intrarea pe o piață, ceva o să se întâmple. Ca să o să mai vină să mai unii, o să... Faptul că, uite, gândește așa, o să fugă, o să... Ai, ai o zonă ca un pol, da? Unde, să zicem că ăla vinde ulei cu 8 lei, da? Ok, geografic, această zonă are granițe. Gândește cum era între noi și unguri atunci când ungurii au plafonat prețul la ulei, da? Toți aia de la graniță s-au dus de a cumpăra, când a crescut prețul la ulei în România, s-au dus de a cumpăra ulei în Ungaria. Da? Deci ai toată zona asta de graniță, care este într-o parte a graniței 10 lei, într-o parte e 8 lei și atunci vine unul cu o mașină, cărăuș fiind, nu-l interesează, ia și cumpără la 8 lei și duce și deschide. Asta e o altă problemă, că îi vinde cu 9 lei da? La el în ogradă și îl forțează să crească zona în care el face dumping. Apar alții care poate să, care poate să cumpere de la el cu 8 lei și să o vândă, să-l concureze cu propria lui marca. Și Fritz mai citează inclusiv surse istorice că s-au întâmplat lucruri de tipul ăsta în America. Și o altă strategie, se recocitează la Standard Oil, pur și simplu văzând că nu poate face față concurenților, a zis hai să-i cumpăr, pur și simplu. Aici era vorba de produse petroliere, da? Benzină și așa mai departe. Și mulți s-au prins de șmecherie și au zis că hai să înființăm pur și simplu benzinării, că vine Standard Oil și ne cumpără. Da. După vreo 3-4 exemple din astea, Standard Oil top. Stai, mai ușor cu cumpărat. Dă-ți seama că orice prostie eu vine lui Rockefeller. Da. Am discutat și despre cazul ăsta dățile. Și, dar ce vreau să menționez este că vorbim aici nu de folosirea forței. Nu, astea sunt încă practici monopoliste care, piața liberă în care nu forțezi pe celălalt cu exerciție, nu pui niște mafioți pe aia, bă, să-l ameniți cu... Da, astea sunt doar mecanisme. Mitraliera economice. Sau cu forța statului, cu închisoarea, da? Prin diverse reglementări. E vorba despre piață liberă și cum să reușesc, fără să-l agresez pe respectivul om, așa, proprietatea lui, și să reușesc să-l scot de pe piață. Bine, aici putem să discutăm despre genul ăla de lucruri pe care le-ar zice stângiștii că dacă faci concurență cuiva, ăla nu mai e liber, e luat din piață, trebuie reglementat. Păi unde sunt brutăriile? Dar iau ăia micii. Asta e surprinzător la Friedman, că ăia micii au aceea strategie de prețuri predative. Deci noi ne gândim la ăsta mare, vine Coca-Cola, pune prețul sub costurile de producție și elimină pe toți. Zice Friedman, uite, dacă ne uităm în secolul XIX, aia micii fac. Păi da, dar întotdeauna, întotdeauna funcționează așa, uite. Ca să tragă, da. Asta e o chestie care... Deci numai monopolist să nu fie, ăsta e sensul capitolului. Da, da. Asta e o chestie, pentru că și atunci când ești monopolist, când ai o companie mare, de fapt, aici vine partea aia pe care am discutat. Tu crești ca mărimea companiei, și la un moment dat apar acele diseconomii de scală. Și deci de la un punct încolo nu mai este eficient să crești. Dacă până la un punct e eficient să crești, că integrezi costuri și așa, de la un punct încolo costurile de overhead devin mult prea mari, costurile de management devin mult prea mari ca să continui să fii eficient pe piață. Și zice că nu știi. E argumentul ăsta de inspirație haikiană, că nu mai știi, ăia de la vârf nu mai știu ce. Sunt da. Câți porci trec crescuți în Vrancea? Nu mai știi de la București sau din și asta e, și asta e o perspectivă diferită asupra acelui aș lucru, că îți scade capacitatea de adaptare la cerințele și nevoile pieței. Și asta mă duce aminte de o discuție pe care am văzut-o odată, vorbea Brett Weinstein, un
biolog evoluționist, ceva de genul ăsta, care spunea că a observat că dacă te uiți un pic la evoluție, observi chestia asta și la nivelul animalilor, că animalul care se adaptează să ajungă în vârful piramidei prădătorilor, el este cel mai interesat să nu să se oprească evoluția, să nu se mai întâmple nimic la nivel evolutiv, deci să încremenească timpul și totul în loc, pentru că el deja s-a adaptat. Și asta e varianta care funcționează. Așa este. Da. Așa este. Nu mai vrea. Și că se observă și trăgea el Weinstein o paralelă cu domeniul economic și asta ne aduce și la capitolul 2 al pe care îl discutăm astăzi, monopolul cu ajutorul statului, în sensul că animalele, spunea el, care au reușit să câștige o cotă dominantă de piață, se îndreaptă către reglementator să pună prin lege să-i forțeze pe toți ceilalți să nu se mai adapteze, să nu inoveze pe lângă el, ci să facă lucrurile așa cum... De fapt, și inovație poți afirma. Aia. Inovație politică, nu e inovație. Dar după aceea nu se mai petrece nicio inovație. În clipa în care se intră statul pe... Nu, de asta de supraveghere. Pe fir nu se mai petrece nicio inovație. De control, de păcălire, nu-i mai dai ulei, îi dai, nu știu, iPhone, știi, deci. Dar ești în aceeași. Da. Oricum, punctul principal este că atunci când oamenii se înfricoșează de monopoluri, firme de astea gigant care controlează, fac drag, ei nu pot să controleze decât cu forța. Și cine lucrează cu forța în viața noastră? Păi nu companiile. N-ai auzit să vină o companie farmaceutică și să ți trimită niște agenți acasă care să te execute că ceva. Lucrul ăsta numai statul face. Ia, chiar dacă ia bani, știi? Chiar dacă beneficiază de... Uite, Pfizer. Pfizer nu are drept de taxare. Exact. Statul român are drept de taxare. Exact. Că se duc banii la Pfizer, asta e altă problemă. Dar ideea e că nu pune mâna. Nu pune mâna pe tine. Chiar dacă fac jocuri și trăiesc din socialismul medical. Dacă ați văzut exemplul pe care îl menționează aici cu căile ferate. Deci, între St. Louis și Atlanta erau 20 de căi alternative. Se duc, faci un drum și ăla deține monopolul. Și după aia, băi, ne poți să mai facem un drum pe lângă. 20 de drumuri. Deci când, dar cine o să facă drumurile? Ei, nu știu eu. Dacă 20. Vrei, așa pot să răspund, dacă vrei doar unul, da, statul. Dacă vrei 20. Corect. Trebuie să te lași pe mâna libertății indivizii. Deci ideea este că de fiecare dată când ne referim la monopoluri care durează și durează, ca reclamă, de obicei ceva a făcut statul. A pus permise de lucru, limite de intrare pe piață, reglementări despre standarde pe care de obicei tocmai actanții de acum le bagă, exact și în exemplul ăla cu căile ferate era o chestie din asta. Cum să transmită nu știu ce pachete. Și trebuia să fie toate într-un fel, cum se făcea deja. Nu mai aveai voie să faci altfel. E bine, e ordine, nu, să nu fie haos. Și ce face ordinea asta? Nu-i lasă pe alții să inoveze, nu-i lasă să intre pe piață? Exemplul în America standard, monopolul de stat este cel al poștei. Îl menționăm aici și pe Lysander Spooner, care a avut o firmă de trimis scrisori dintr-un loc într-altul și făcea concurență poștei americane. S-a și judecat cu ei. Dar nu numai el, a avut și alții de-a lungul timpului, însă deci ei reușeau să trimită într-un timp mai scurt, mai ieftin, cu garantare, deci ea garantau clientului,
garantez că în două zile ajungi sau într-o zi, sau cât aveai pe acolo, tarifele și distanțele. Și asta, de asta devine doar că... Da, și... în romane. Și, undeva cândva. Și de la poștă aveau fix mai multe categorii de mail, de poștă, de scrisori. Și categoria A, mă rog, cea standard probabil, era subvenționată de... unde făcea un fel de dumping de celelalte tipuri de scrisori și de pachete, unde puteau să intre concurenții, știi? Ei se plângeau statului și i-au scos pe ceilalți, tocmai din cauza faptului că pierdeau bani în zona concurențială care reușea să subvenționeze scrisoarea standard, de tip standard. Să nu plecăm din monopolul ținut de stat, fără să zicem de energie, care doare tare acum. O să mai doar un pic. Ce zic oamenii? Păi, trebuie să fie ordine în piață. Păi, dacă e ordine în piață, o să ai prețuri reglementate și îți pleacă firmele din piață. Care e interesul consumatorilor? Repetăm, interesul meu este să am multe firme de la care să aleg. Dacă am multe firme de la care să aleg, prețurile o să fie mai mici și sau calitatea o să fie mai mare. Cum putem să avem mai multe firme pe piață? Păi, să le lase statul să intre? Nu, ele trebuie să aibă voie pur și simplu să intre. Statul ar trebui să nu se opună la nimic, oamenii să nu accepte ca statul să reglementeze lucrurile astea. În cel mai rău caz, ca să nu fim extrem de radicali, în cel mai rău caz ai putea să ai o pretenție de la stat să te apere de abuzuri pe care le reclami tu, pe care le pățești, că pățăști, da. Dar ideea este că uite și aici statul cum face lucruri inegale, incorrecte. Deci tu în România nu ai voie să faci precedente. Deci eu dau în judecată pe cineva că... o instituție a statului, să zicem, că mi-a greșit ceva. Nu numai în România, peste tot pe continent, da, unde nu există... Pe continent, așa? Deci fiecare om care e neîndreptățit nu poate să zică, păi, cum i-ați dat dreptate lui ăla, dați-mi și mie. Trebuie să facă fiecare o acțiune, pe când statul, dacă cineva se plânge de o mică chestie care i-ar folosi lui ca stat să-și crească puterea de control, zice, am găsit un om care a fost abuzat, cineva s-a uitat strâmb la el, de acum încolo nu mai aveți voie să fumați în localuri. Mă rog, ați înțeles ideea. Deci, când îi convine statului, găsește el o situație din aia de barcă de salvare și schimbă tot brusc, că dă el reglementarea. Pe când, dacă tu zici, dar vă rog să mă lăsați în pace, trebuie fiecare să treacă ani și ani prin sistemul de justiție, puterea a șaptea putere în stat și nici atunci nu știi cum se schimbă pentru că, mă rog, deci cum să... Uite, o reglementare, un exemplu de reglementare la cofetărie, adică când îți faci propria bucătărie și ai laboratură propriu. O reglementare din asta ciudată este că trebuie să ai nevoie de o cuvetă specială pentru ouă. Deci dacă ai una singură, nu e bine. Trebuie să ai una când speli vase sau speli altceva sau faci altceva, ai eu să fie una specială pentru ouă. Pentru ouă cât e în coajă, așa? Da, da. Unde, de ce, speli ouă sau spargi ouă, faci chestii cu ouă. Și din cauza asta mulți pur și simplu cumpără albuși de ouă. Era lichid. Făcut deja. Da. Deci nu, ca să nu mai aibă treabă cu... ca să nu mai investească bani în o altă țeavă și o altă chiuvetă, pur și simplu. Asta ne arată cum statul produce slujbe. Deci produce el tot felul de ramuri ale economiei, tăduie economia, tot felul de lucruri care pe lume nu ar apărea, dar apar în urma statului. Tot felul de firme de evaluare, de citire, contoare, de pisici. În protecția consumatorului, cred că i-a dat și în anarhocapitalism, dar
Dar ar funcționa după principiul non-agresiunii, adică nu vine și mai puneți nu știu ce chiuvetă, că nu are voie să facă asta. Unde credeam eu că o să ajungi când ai început să vorbești despre energie, mă gândeam că o să ajungi să vorbești despre price fixing, despre setarea prețurilor efective. Și sunt două lucruri la care face referire Friedman aici. Pe de o parte, dacă aveți senzația că e prea scump prețul la pompă sau nu e combustibil pentru încălzit și așa, păi unul dintre lucrurile pe care le-au făcut statul american, el vorbește despre statul american, dar există peste tot în lume, inclusiv la noi, sunt cote de extragere a resurselor. Dacă mai țineți minte, când povesteam despre Rothbard și minele de cupru, am spus atunci că în momentul în care, și asta e dureros de relevant astăzi, sau mă rog, ar fi fost acum vreo câteva luni de zile, atunci când ai în proprietate o resursă pe care să o exploatezi prin extragere și punere pe piață, când prețul e sus, te motivează să scoți mai mult. Tu scoți în mai mult, apare mai mult pe piață și prețul coboară. Da? Acum, imaginați-vă că între dorința proprietarului de a scoate mai mult și dorința clientului de a avea prețuri mai mici, stă statul care zice nu, 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 cotă de producție. Nu poți să extragi mai mult petrol de atât, nu poți să scoți mai mult gaz de atât. Nu, nu, avem cotă de exploatare. Determinate științific. Bine, acum. Așa că dacă îți pleacă jumătate de stat, jumătate din piață pentru că vrei să pui embargo pe Rusia... Da, au scuza cu schimbările climatice. Chiar dacă e rău, cel puțin ne protejăm strănuți. Da. Chiar dacă stăm în frig și mai răcim, dar e ok. Uite, a zis Alexandru de prețuri mici. Păi, toți consumatorii vor prețuri mici. Uh-huh. Cum poți să obții prețurile astea mici? Păi prin piață liberă, prin competiție, fie guvernamental, prin stat, prin decret. Care e diferența între astea două? Prețuri mici găsești și la Kaufland, prețuri mici găsești și la economatele lui Vanchile. O diferență e că la Kaufland chiar găsești carnația la care le fac reclamă. Iar la economatele lui Vanchile nu mai găsești nici economat. Prețul e în acum... Hai să-ți luăm scenariu optimist în care există economat. Păi nu, dar motivul pentru care nu există economatul ăsta e. Vreau produse. Și care e explicația? Dom'le, de ce să găsesc în Kaufland cărnați la 14 lei sau... carne de tocată la 14. Și la economat oficial există, dar nu găsești carnea efectiv. Și argumentul lui Mises este al profitului și pierderii. Ea de la economat nu stimulă, nu câștigă. Kaufland câștigă. Deci vânzând mulți, nu știu, economie de scală, câștigă, realmente câștigă. Ăia dincolo nu câștigă. Sau câștigă din alta. Asta e doar o chestie așa de imagine. Deci ideea care e că toți consumatorii vrem prețuri mici. Dar ideea e că dacă ne gândim la argumentul ăsta al controlului prețurilor, ce spune? Că dacă un preț e prea mic față de prețului real, dispare de pe piață produsul. Dacă pui un paracetamol să coste un ban, oamenii nu mai produc paracetamol. Deci dispare produsul. Asta se întâmplă. Dacă faci decret, asta se întâmplă. În timp ce pe piață îl găsești. Asta e diferent. Îl găsești la prețul ăla mic. Deci vreau să precizăm o chestie. Văd că social media... Sunt foarte mulți oameni care zic că lucrurile legate de energie de la noi din țară trebuie naționalizate, domne. Într-un fel, intuiția ar fi că noi consumăm niște lucruri pe care le avem. Nu, de ce să vină niște străini? De ce să vină un străin și eu să-i plătesc lui chirie când astea de fapt sunt casa noastră, putem să stăm noi în ea? Problema este că nu e un lucru existent. Cineva trebuie să producă lucrurile astea. Și până acum am vorbit cum se produc lucrurile. Păi, făcând concurență. Firmele între ele. Bine, astea sunt cumva ale noastre, știi? Datorită trecutului comunist și asta... Păi nu, dar cel stai, puțin stai ale unei părți din populație. Stai că ajungem și acolo. Ai capital care ar putea să producă, dar dacă statul îți gonește toată concurența, ajungi la problema aia socialistă
clasică, că nu o să știi, nu, exact. De clar, de planificare, nu se știe care e prețul. Ea oricum e naționalizată, că tu ai două firme private și care reprezintă, da, exact, 1% din piață. La noi ai 80 și nu știu cât la sută din piață, de fapt sunt ale statului. Că ele e nu știu ce regie autonomă, figuri. Nu e autonomă, că dacă ar fi autonomă ar da faliment sau ai avea concurență. Mi se pare incredibil. Deci tu când înveți fie în SNSPA, fie în ASE, înveți că piața produce externalități. Uite, în energie, nu știu. Păi stai fără, că piața nu are energie, nu există actori privați. Uh-huh. Există un jet, nu știu pe unde, și deci nu există, aproape 100% e stat. Ori tu asta înveți, că uite, piața produce externalități prin energie, nu știu ce, produce schimbări climatice. Deci mi se pare o chestie care îți sare în ochi unde produce piața, dacă n-ai... Da, ce vă... Deci ce... stai să o explicăm un pic. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar ocupa și mai mult statul de energia de astăzi? Păi nu știu dacă mai... N-ar mai produce sau ar produce cu niște costuri extraordinare pentru că nu dau de la ei, după care ar crește taxele, s-ar împrumuta și pentru că nu e clar că tu dai mulți bani pe kilowatt, să zicem, oamenii ar zice, păi e ieftin kilowattul. Nu pun taxele la socoteală, asta e marea diferență între socialiști și liberali. Liberalul, exact, zice, uite-te și cât îți adă în salariu. Nu te uita, da, doar că intri pe curtea școlii și nu stai echitanț. Exact. Omul se gândește, păi uite, am fost de la școală, a fost gratis. Mi-a ținut o lecție de geometrie și n-am plătit niciun ban. Deci, privat îmi lua un euro. El nu știe că statul ia 10, știi? Deci dacă s-ar uita oamenii la entitatea asta, statul, pe care o vezi la orice colț, nu poți să întorci fără să ai o reglementare, o lege, o limită, o preț, mă rog, și ar face exact ce zici tu, o evaluare din asta în care, mă, câți bani dau eu la această firmă și ce servicii primesc eu înapoi? Și obsesia mea veșnică, la ce firmă mai dau eu procente din venitul meu? Nu știe, nu știe. Așa cum Friedman face observațiile alea foarte dure la protecția socială, uite-te la intrare și la ieșire și vezi cât dai, uh-huh, oamenii n-au, dacă ar avea raționamentele astea în cap, care le împărtășesc libertarienii, statul, organizație mafiote și administrator prost, îți dai seama că resping imediat, dar nu știu efectiv. El se gândește, nu, educația e gratuită. De ce e gratuit? Păi nu dau. Eu când am la școală nu dau bani. Nu dau bani. E gratis. Nu, și nici nu... Am văzut o lecție de istorie, era gratis. Uh-huh. A urmat una de matematic, iar gratis. De ce? Dar știu unde mai e gratis? Pe YouTube. Da. Altceva vreau să zic. Nici nu este mare filozofie. Nu trebuie să fii economist, macroeconomist. E gestiune simplă. Contabilitate din aia simplă. Uite-te și la taxe. Nu, îi zice așa. De statul ți-a jumate din salariu pentru 5 bunuri. Tu mai cumperi 1000 de bunuri cu cealaltă jumătate. Uh-huh. Știi? Deci să ajuți omul să vizualizeze. Uh-huh. Puterea mea mai libertariană cu educația. Vă văitați că educația e scumpă? Stați să devină gratuită. Știi? Uh-huh. Și ai tot zis de susținerea asta că sunt schimbări climatice. Zicem că înainte ziceau că îngheață pământul, după aia s-au sucit, au zis că o să încălzească pământul, să zicem că acum doar să schimbă, nu știu, e mai extremă, tra-la-la. Nu băgăm, dar nu, să nu ținem cont de fapt că acum când înregistrăm episodul Morning the Pig. Da, da, să nu. Da, chiar și în termenii lor, să zicem. Hai să zicem că o societate libertariană zice, da, uie, sunt de acord cu plafoanele tale, cum știu. Toți ar produce diferența aia, uh-huh, că n-ai înghețat de frig în societatea libertariană. Deci cu termenii eurocrați. Da, domnule, ăsta e plafonul, sunt de acord, mor oamenii după. Deși nu e așa de clar, știi că... Exact, asta eu cred că sunt prudențiali și ca la carantină, fixate foarte... Da, exact. Adică dacă... Foarte dure, știi? Dacă oamenii s-au mirat la carantină... Nu știu, la carantină, le-aș acorda mai mult credit, în sensul... Nu credit, ba da, credit. În sensul că aș fi mai caritabil cu ei, că poate le era frică că mor, da, SF-urile care sunt spuse pe partea... Uite, asta s-ar putea să se întoarcă împotriva climatologică lor. Climatologică e... S-ar putea să întoarcă împotriva lor, deci dacă oamenii, cam ăla cu Petrică, știi? Dacă oamenii nu te mai cred pe o chestie urgentă cum era COVID, știi? Și tu să vii acum să speri cu chestii peste 100 de ani, la, frate. Deci să nu mai...
Bine, și spune, s-a și întors o parte, adică au început unii să se plângă acum că aproximativ 30%, au crescut cu aproximativ 30% refuzul față de toate vaccinările pentru copii, inclusiv alea care erau ok-ish. Cel puțin în mainstream-ul vechi erau acceptate ca fiind necesare. Da. Încă o forțat. Da, exact efectul ăsta cu Petrica. Ghinion. Al doilea lucru pe care spune Friedman apropo de fixarea prețurilor, el trimite la faptul că la un moment dat în Statele Unite, după ce industria aviatică a luat avânt, au venit reglementatorii și au început să fixeze prețul pe biletul de avion. Și chestia asta a ținut până prin anii 70, când s-a făcut acel bau-bau pentru toți etatiștii, dereglementarea. Da? În anii 70 s-a făcut o dereglementare a acestui fapt. Care, dereglementarea ce a însemnat? A însemnat că nu mai erau prețurile dictate de guvern sau un minim al prețurilor dictate de guvern. Dar Friedman atrage atenția că datorită unei particularități a felului în care era făcută această reglementare a prețurilor, și anume se aplica tuturor companiilor aviatice care cărau oameni dintr-un stat în altul, știți, America, Uniune de State și așa mai departe. Ok. Și exista o companie care nu căra oameni dintr-un stat în altul, ci activa doar în California. Și prin urmare, această companie nu era reglementată, chiar și în epoca reglementării. Prin urmare, pe ruta, zizi. Și poți să compari aici, pentru că California e lunguiață așa, o distanță între două orașe, între două state, și aceeași distanță ca să nu... Nici măcar. Comparația pe care o face Friedman e mai tare de atât. E mai tare de atât. Zice, între, pe ruta San Francisco, LA, aceeași rută, San Francisco, LA, era deservită și de această companie și de alte companii care aveau, care zboruri în toată America, da, gen American Airlines și altele. Da? Erau reglementați. Dar erau reglementați și aveau un preț reglementat pentru aceeași rută. Mare. Asta era șmecherea. Și vedeai cum această companie putea să zboare de la Los Angeles la San Francisco fără să beneficieze de economiile de scală pe care le aveau toate celelalte companii și cumva aveau biletele la jumătate de preț, în mod constant. Dovadă fiind că reglementarea făcută de guvern nu făcea altceva decât să pune niște profituri artificiale în buzunarele acționarilor la celelalte companii aeriene. Da? Asta e ce ziceai tu cu prețul, cu costul. Da. Da. Dacă te costă să zbori un om de punctul A în punctul B, să zicem, te costă $30, tu pui biletul de $50, da? Ca să-ți mai iei și niște bani înapoi, și guvernul zice, nu, 100. Și tu zici, da, sigur, pentru că doar ce ți-a transformat un profit de 20 într-unul de 70. Da. Bine, Friedman zice că sunt și alte chestii risipitoare, în argumentul ăsta de risipă dincolo de... Nu e un simplu transfer către ăștia. O chestie risipitoare era aia cu încărcătura, că și-a zburau cu avioanele goale. Da. Da. Neputând. De ce? Pentru ca să poată să-și mențină cota. Să-și mențină drumul și cota, da, trebuiau să efectueze un anumit număr de zboruri. Pentru că în buna tradiție stângistă, când te apuci să reglementezi o chestie, începi să trebuiască să reglementezi tot felul de alte chestii. Nu, eu m-am gândit că nu puteau să mai câștige bani din preț sau din... Pentru că alea oricum erau reglementate. A, și ceva, aveau o pârghie. Concurența dintre ele, da, ajunsese să fie. Și Friedman zice, chestii. Ok, ai incertitudinea cererii că, na, poate nu mai vin 5 oameni la... Aveai 100 de locuri, nu mai vin 5 și eu incertitudine legate de cereri. Sau vezi resturile în supermarketuri. De el zice, dacă
E și chestia asta indusă artificial, indusă forțat, când mergeau ăștia cu ele la jumătate, cu avionul la jumătate. Nu, dar așa e, ce spunea el e că în loc să concureze pe preț, astea care erau reglementate trebuia să concureze în alte domenii și practic să irosea efort economic de tot felul, adică trebuiau oameni să gândească strategii de promoție, de trăznăi, ce chestii în plus să oferim față de concurență și așa mai departe. Da, da. Publicitatea. Și ideea e că sunt o grămadă de costuri care se mobilizau în direcția asta, pentru că direcția, atenție, și în direcția asta se putea ajunge, nu, n-ar fi fost atât de mare. Dar n-ar fi fost, ar fi fost marea parte din concurență se tranșea la nivelul prețului. De-abia după ce prețul ajunge în într-un univers de piață liberă, de-abia după ce prețul ajunge la echilibru și nu se mai petrec inovații tehnologice care să-l ducă și mai jos, încep să concurezi pe bombonele de mai multe direcții. Nu, acolo era împinsă concurența. Da. Era împinsă forțat și pentru el eu cred că asta are în vedere. Și asta este risipă, o ineficiență, da. O risipă de resurse. Ah, ce vreau să mai zic, de la mono, nu e clar cum definește el monopolul. Deci ce ar fi, că e optim să ai doar un producător, uite cum zicea și Valin, e o chestie naturală că o baltă acolo și doar un, mai degrabă un monopol cultural, știi? Că au niște preferințe. În ce sens? Da, definiția monopolului natural pe care o dă el. Deci nu are în vedere chestii naturale, să zicem. Are în vedere chestii culturale. Că da. Da. E optim să ajunge cineva în o poziție dominantă de piață. Și și economice, până la urmă. Nu poate să fie, poate nu sună vag așa. Adică una e să zici că e definiția mainstream. Uite, de exemplu, biserica are un monopol pe vânzarea de lumânări cultural. În sensul că e nașpa să cumperi lumânări din altă parte decât din biserică. Că sfințite, că e mai... Deci, au așa o încărcătură. Are o încărcătură. Nu, okay. Poți să ieși din altă parte. Zicem. Dar dacă te apuci acum să faci lumânări... El are în vedere și pe alții. Uite, chiar dacă ți-aș concedea asta, are în vedere și... El zice, optim să existe o firmă. De ce să fie optim asta? Adică nu, dacă ar fi zis că din cantitate... Nu, el nu zice că este optim. El nu zice că este optim. Ba da, zice, el zice, zice că e loc în piață pentru nu, el zice, ai, observăm post factum, observăm că ai un monopol natural dacă o firmă, dacă o zonă a ajuns să fie deservită doar de o firmă, fără să o oprească pe alții să intre. De ce? Că... Ei au venit, alții n-au loc să intre, oamenii sunt mulțumiți cu chestia aia, dar tu observi doar. Deci și un monopol ai, care așa se întâmplă, îl observi. La modul cel mai general. Poziție dominantă de piață. Ai acaparat monopol înseamnă că ai acaparat unic. Toată piața. Da, producătorul. Producătorul unic. Da. Optim. Producător unic fără intervenție externă. Da, păi nu presupune. Producător unic nu. Când facem și tot de zice că și noi suntem monopoliști. Valentin Berceanu e proprietar pe forța lui de muncă, deci nu ai alt producător similar. Deci ar fi om care deține, nu? Care e unic, e... S-a selectat, nu știu cum se tu vrei o definiție dar, oricum, a monopolului natural? A lui Friedman, nu neapărat. Asta dată încerc să... Asta e, că tot unic. Da, nu o dată. Uite, o chestie pe care o spune el aici și se leagă oarecum și de ce am discutat până acum, o să traduc în timp ce citesc. Zice, un politician care poate să emită reglementări pentru o anumită branșă de industrie va avea mai multe de câștigat ajutând acea industrie ai cărui membrii știu și le pasă care sunt efectele acestor reglementări decât să ajute pe masa, marea masa a consumatorilor care nici nu știu că sunt jupuiți și nici nu ar ști că sunt protejați. Deci, un politician care e cu adevărat deștept poate să ajute industria Bifezi. Și să le vândă consumatorilor faptul că îi protejează. Ceea ce se întâmplă cel mai des zi de zi. Chestia asta. Pentru că, de ce? Dacă tu nu știi că te protejează, dar crezi că te protejează pentru că ți-a zis dulăpușor în care ai încredere că vine și îți face și are el grijă de tine să fie totul cum trebuie și îi pune la colț pe capitaliștii nemernici și între timp el se umple de bani de la ei.
Maybe. Maybe, da. Calitatea și așa săraci, cam astea două sunt ale. No. Deci face le dă, și asta, le garantează piața și elora corporațiilor. No. Și se pune bine și cu electoratul. Și asta, calitate și asta este, aș spune aici, Friedman se apropie foarte mult de a expune chestia asta care este foarte, foarte perversă. Așa, anume faptul că populația în general zice, vai de mine, avem nevoie să intervină statul în economie, că altfel ne mănâncă ca pe oi, ne tund ca pe oi, capitaliștii sălbatici și nesimțiți și așa, fără de suflet. Și din cauza asta, statul se implică în economie, dar statul când se implică în economie, în interesul cui are să se implice? De obicei, în interesul corporațiilor. Lumea care mănâncă astăzi foarte mult îngrășământ, și că atunci când spune că domne că piața liberă e falită, că uite cum corporațiile și ce se întâmplă și tra-la așa, nu ia în calcul exact asta, că tocmai pe spatele, pe spinarea intervențiilor statului, în aplauzele multor mâncători de îngrășământ, s-a putut ajunge aici. Sau trebuie să te întreb, domne, dacă tu urăști corporația atât de mult, de ce e de acord 100% cu discursul tău? Da. Dacă e atât, nu se poate să fie de chiar ce 100%. Dar de ce cumperi? Deci tu, facebookist, știi care stâncist. De ce Bezos e 100% de acord cu tine? Da. Nu trebuie să te pună pe gânduri. Nu, pentru că e un om rău și de fapt nu e sincer și poate să-ți mai, o să-ți găsească o grămadă de chestii. Dar o altă observație ar fi, dacă tot crede lumea că e protejată de ăștia și după aia au momente nasoale în care, care se trezesc în fundul gol, în piața publică, în fundul gol, că n-au fost protejați. Cum de nu își dau seama atunci că ei nu pot să-l penalizeze pe ăla? Deci dacă tu poți, cum ai zis mereu, deci la un magazin, o să nu te duci să cumperi, nu-ți face nimeni nimic. Urăști o corporație, nu cumperi produse făcute de ăla nimic. Făcând în cazul ăsta în care te protejează statul, dacă tu observi că nu te protejează, deci nu ești mulțumit de servicii, o să te oprești din a plăti serviciile alea? Nu. Nu poți decât să urli la lună, să ieși în stradă, la 4 ani să te plimbi până la o școală. Nu, dacă e monopol, corporația, îți dai seama că nu mai organizați pe volum. Adică acționează, e un schimb coercitiv. Deci tu dacă vrei să, nu știu, cumperi energie sau nu știu ce, trebuie să cumperi de la aia. De aia are monopol, știi, sau ciorap, sau depinde unde, pe ce e licență. Deci poți să nu faci schimbul, dar în momentul în care te decizi să-l faci și are monopol pe ciorap, oamenii sunt și fascinați de lucrurile astea mari, de o complexitate extraordinară, cu multă inginerie, de exemplu, curentul electric. Vrem să producem curent electric? Așa, trebuie să știi să faci transformatoare, să mărești cablurile, după aia toată piața aia, piața de a doua zi, piața de futures, de niște chestii, vai, ce să facem? Păi dacă i-ai lăsat pe tot să intre, îți dai seama, ți-ar da curent cu gâlme, te-ar păcăli, ți-ar lua banii, nu ți-ar da curent. De unde ai cumpărat curent? Te-ai duce să iei o găleată de curent, pe când acum ia, uite. Cred că de preț. Poate vine ud curentul. Da. Nu, trebuie să-și pună problema asta și la Kaufland. Dom'le, de ce nu pune Kaufland la 80.000 de euro cărnații? Și dacă și-a răspuns la întrebarea asta, și-a răspuns la foarte multe probleme în viață. Dacă a înțeles chestia asta. Păi sunt ticălos. Ok, de ce nu pune... Că tu oricum trebuie să mănânci, că zice, da. Tot timpul e chestia. E nevoie fundamentală, nu e ca energie. Da. Energia mai dârdă, mai nu știu, dar care ai murit imediat. Da, nu știu dacă tot aici ar fi momentul când oamenii care tot cer statul să facă, să dreagă, să protejeze. Dar și mă gândesc așa că în 2015 a fost o tragedie. Da? Toată lumea o știe, un club a luat foc. Okay, au murit oameni, a fost un dezastru. S-a creat o mișcare de piață.
politică, s-a dat jos un partid, s-a creat peste noapte electorat mult în altul și vezi, domne, mamă, ce tare și așa. Bun. A venit pandemia. Uh-huh. Da? Acel partid creat peste noapte avea și primăria acestui oraș, uh-huh, avea și Ministerul Sănătății, da? Și câte spitale au ars în pandemia asta, că eu nu mai țin minte. Ah, s-a mai întâmplat. Da, da, dacă era PSD-ul, poate ardeau mai mult. Da, sigur, sunt 100% sigur de asta. Nu, domne, că nu i-a lăsat, asta a fost. Nu i-a lăsat, iar ei, nu, să facă treabă. O altă, un alt pilon pe care îl aduce Friedman în discuție și care la noi e aproape irelevant, dar nu știu în ce măsură a mai rămas relevant pentru libertarienii din Statele Unite, că nu l-am mai auzit discutat. Așa este AMA, American Medical Association, asociația doctorilor, cei care licențiază doctorii în state. Deci e vorba de reglementarea unei piețe prin accesul pe piață restricționat de către un ONG care dă mai mult sau mai puțin discreționar hârtii. În trecut, libertarienii erau foarte vocali pentru desființarea AMA-ului. N-am mai auzit. Păi e considerat... E considerat pierdut, nu? Nu, nu, bun. Nu, în sensul că nu mai auzi discuții, nu mai auzi prelegeri pe tema asta. Erau în anii 70. A fost acceptat discursul, face parte din asta. Totuși eu cred că există acum mai multă libertate ca unii medici să-și deschidă birouri separate. Să lăudauți că există niște servicii acum unde e mai ieftin și sunt medici care... Dar nu sunt, nu le oferă ca servicii medicale. Nu le oferă sub diplomă de medical practice. Sunt alte chestii de genul. Mă rog, nu mă pricep eu la american. Chiropracții și prostii. Nu, era chiar controle normale. Mă rog. Părerea mea, dar nu pricep. Poate cred s-a că... descentralizat pe undeva. Da, exact. Cred că AMA și-a mai pierdut din dinți, de fapt. Nu că au acceptat-o ca... Nu au acceptat discursul friedmanian, asta vreau să zic. Noi nu ne punem problema care e libertarian cel mai tare. Rothbard, nu mai discutăm asta. Trecem la alte discuții. Asta am vrut să zic. A fost acceptat discursul ăla lui Friedman, Milton Friedman cu licențierea, care uite ce nasoale e. E acceptat, adică nu e... Da, e neproblematic. Nu, dar Valentin zicea că de ce nu mai revine ca subiect? De ce libertarienii de până America dau în tot felul de subiecte, dar în ăsta pare că adică nu mai... Adică ce vreau să spun e că a pierit din mainstream, asta spune. Mm-hmm. Dacă atunci când vorbea Friedman de el, vorbea către mainstream, pentru desființarea Colegiului Medicilor, de exemplu, nu se mai petrec asemenea cereri astăzi. La asta mă refer. Bof. Poate și socialismul medical a devenit mai brăznic, știi, mai dominant. Că medii libertarieni să zic chestiile astea. Deci, nu, ce lauți, dă-i săci pe și găsești. Poate Obama chiar nu știa. Poate conservatorii au lăsat omoale, fiind cum sunt ei conservatori, în sensul că acceptăm orice socialism posibil. Deci argumentul cheie ăsta ar fi cu monopolul. Monopolistul nu prea face ce vrea el pe o piață liberă. Argumentul fundamental care bate și în carteluri și în producătorii, adică în monopol efectiv și în monopol și oligopol, este al prețului. Un preț e un semnal. Dacă ai un preț mare, vezi că sunt prețuri nesimțite la portocale, înseamnă că sunt profituri nesimțite la portocale. Asta e un semnal, să intri alți producători. Te duci și tu și cumperi niște portocale de la turci și le aduci. Ăsta e argument. Deci, cum să zic, ca să formulez așa, într-adevăr, piața liberă, uite, avem un punct în care piața liberă e ineficient. Nu-ți conservă monopol. În timp ce statul e eficient. Ți-l ține... Da. Serviciile de apărare sunt de... în lume. Deci da, exact. Are acest defect. Uite, vorbim de imperfecțiune ale vieței. Da, vă recunosc. Nu-ți gana un monopol. Are viață grea.
exploatarea și dobânda. Exploatarea și dobânda. Mie mi se pare că capitolul ăsta, mic cum e el de 7 minute, mie mi se pare că e crucial. Este unul dintre punctele alea de susținere a unei ideologii adevărat liberale. Marxiste. Nu, da, exact, sau invers marxiste. Apa aia să... Nu, asta pentru să... tensiune vrea să zic, da, pentru da. Conflict. Deci stângiștii, exact, asta să supără ei. Pă, exploatarea, de ce moștenești și dobânda. Astea sunt supărările lor că... că nu știu să urmărească logic cu înlănțuire. Și înlănțuirea, ziceți voi care e. A, poate va domnăția întreaga istorie, știi, de așa. Oameni care s-au opus... Exploatarea. Vreau să prăzi la exploatare și ce definiție încearcă firma să ofere. Dar ce înseamnă, de fapt, exploatarea? Și spune, în sens lar, cam toți ne exploatăm unii pe alții. Faptul că noi ne-am adunat aici, poți să spui, iarăși a pus Alex la 3 să ne întâlnim aici, m-a exploatat, m-a adus aici. Eu l-am exploatat. Da. Profită de pe mine ca, din efortul meu ca să scoatem o emisiune, eu profit de pe urma lui și așa mai departe. De fapt, el vrea să zică că toți beneficiem unii de alții din da, că de-aia trebuie colaborări. Că altfel nu putem, da. Dar de obicei, și face Friedman aici diferența, exploatarea în sens negativ are rătăcinele în opera lui Marx, când se referă la exploatarea muncitorilor de către capitaliști. Spune că atunci când, să zicem, cineva are o fabrică de ulei, să luăm tot așa cu uleiul, așa, și produce pe piață, să zicem, 20.000 de sticle de ulei pe lună, toate acele sticle de ulei sunt produse de muncitorii care au lucrat acolo în acea fabrică. Proprietarul fabricii nu are niciun merit în producerea acelor 20.000 de sticle de ulei. Faptul zic stângiști, da. Faptul că el își reține un profit... este un profit nemeritat și deci a exploatat muncitorii din fabrica lui. Da, deci definiția o definiție a exploatării ar fi că tu ai lucruri nemeritate, eventual luate cu forță, profit. Agresiv. Bine, da, profitul e zice, profit. Cum zice în limba română, poți să profiți de cineva. Bine, de fapt, pe ideea asta totul pleacă de la teoria că valoarea se produce prin muncă. Da. Și dacă tu n-ai muncit și ai rămas cu valoare, înseamnă că ai furat-o de la cineva. Și asta mi se pare că face crucial în capitolul ăsta. Dar nu pune punctul pe următorul aspect pe care l-am văzut cred că la Rodbar sau la altceva. Da, fabrica aia când a făcut-o cineva. Hai să zicem că alți muncitori au lucrat și au creat fabrica respectivă. Spune Friedman aici. Dar cu ce bani? Banii proprietarului. Dar proprietarul de la banii. Nu a muncit tot pentru din totul prin muncă a strâns? Sau a moștenit? Dar a moștenit de la cineva care a muncit pentru banii respectiv. Și mai departe. Deci, până la urmă, tot e o muncă înmagazinată care n-a fost cheltuită și a fost... Da, aici te arăta că a moștenit. Cum? La moștenire te arăta. Da. Dar stai să vezi ce apărare are o să arăt. Sunt oameni care nu au moștenit. O zi au făcut bani. Puțini. Da. Cum îl cheamă pe ăla? Păi nu știu, cum Rockefeller, da. N-ai văzut că și lui Musk toți vor să-i zică, păi Tasu a fost bogat, de aia o duce el așa bine acum. Maybe. Sunt mulți în România care au o cofetărie, așa un laborator de ăsta de patiserie, care au muncit pur și simplu din economie, pentru n-au moștenit nimic, din comunism puțin au strâns capital pe vremea aia. Deci, da, dar, cum îi spune, Marx n-ar avea o problemă cu brutal. Da, e posibil, dar dacă da. Ăsta cu cofetăria și-ar deschide 5 cofetării și nu ar lucra la fiecare dintre ele, aici ar avea o problemă. Păi nu, Marx. Ai o cofetărie sau o patiserie, angajezi 5-6 oameni,
Așa. Și atunci ești un capitalist? Da, păi exploatezi. Ești da? Capitalist, ești. Dar Marx spune așa că dacă tu obții profit de la alea 5-6, de la aia 5-6 oameni, da, înseamnă că ai rămas cu valoare de pe urma ceva ce n-ai muncit tu. Pentru păi că nu ai muncit. Nu, n-ai muncit păi tu. Păi asta e cheia. Numai munca poate să producă valoare în teoria marxistă. Păi nu am fost muncitor, așa se poate apăra. Dar nu, frate, eu am fost muncitor. Da, nu, n-ai fost. Mai am fost muncitori, am strâns bani, inițial. Am strâns bani, am așa deschis. Deci banii cu care cumpăr. Așa. Și după aceea deci banii și, și care... după aceea când, deci tu ai cumpărat locul, ai deschis cofetăria, da? Da. Ăia muncesc și da, exact ce spune și Friedman aici. Da. Ăia muncesc, ți se amortizează investiția. Mm. Da? Și la revedere, după aia ce profit faci tu, nu, nu mai e din munca ta, e din munca lor. Da, da, trebuie să-i asta... concesc că cel puțin a... A muncit și el a venit. Da, dar, păi eu doar pentru prima parte. Deci după ce ăia ți-au plătit cofetăria, restul de profituri nu te mai interesează, nu mai sunt ale tale. Dar le iei din furt dacă le iei. Să știi că ți-a lăsat suficient dacă ar fi fost de acord. Dar nu, cam da, jumate da, din bani. Deci asta intră da, la da, da, dobândă. Deci bunurile de capital. Da, da, acum hai să ne întoarcem un pic în lumea reală. Da, dacă tu ai face un împrumut ca să deschizi cofetăria, da, sau mă rog, ai avea niște bani, da, și deschizi cofetăria și din ea nu poți să iei decât banii aia înapoi, ce dracu ai mai deschidă? Exact. Structura de stimulente da, este... Da, da, dacă ne întoarcem înapoi în lumea reală. Mă taxez mult, dar nu mai fac. Plus în lumea reală, eu atunci când munceam și strângeam bani pentru a deschide o cofetărie, eu nu-mi cheltuiam banii. Nu contează asta. Da? Că salariul meu. Banii ăia i-ai băgat în... Valentin, fac la fonduri europene, bag pe salarii. Sunt de acord cu tine. Așa e, aparține muncitor, dar și eu muncesc. Păi și tragi un salariu nesimțit. Și aici am să spune, păi da, să te văd că muncești. Păi mă vezi, păi, sunt în fabrică. Păi nu ești în fabrică, păi, tu, ești la, ești. Tu ești la prima cofetărie. Tu ești la prima, nu, nu poți să fii în toate cofetăriile în același timp. Ba nu, că nu s-au inventat încă clone. Vizită de lucru, folosesc chiar limbajul. Ce? Ce e burghezia asta? Ce, da, ce e burghezia asta? Vizită de lucru? Nu, frate, tu trebuie să cu sudoare să faci munca. Vizită de lucru de la Ceaușescu. Nu, no, lasă. Da, dar el era ales de popor. Da. Vreau să revin la faptul că atunci am o preferință de timp mai mare și atunci nu să, din salariul meu, nu să mănânc și eu 30 de pâini sau o friptură sau o ciorbă. Așa. Așa. Am mâncat mai puțin și așa am zis. Da, da, asta, asta ce spui tu este o argumentație în afara teoriei. Este o argumentație okay, normală, dar e în afara limitelor păi asta, asta teoriei valorii da, muncă. Adică tu, tu, nu poți vreau să-mi justific. Tu nu poți să-i spui chestia asta unui marxist și să crezi că îi vorbești pe limba lui. Da, pentru da, că nu, nu-i vorbești, vorbești în afara limbii lui. Nu, e un argument. Nu știu, nu știu. Că argumentul e n-ai niciun merit. Friedman, Gabi zic, ba nu, nu merit asta că n-am spart banii imediat, m-am abținut. Muncitorii nu se abțin, asta e diferența fundamentală. Eu am economisit. Am economisit. El spune foarte bine că ai, marxistul ar spune foarte bine că ai economisit. Și dacă plătești cu banii ăștia pe care i-ai obținut justificat, tu poți să-i obții înapoi. Da. Da? Dar atât. Asta spune marxistul. Da, el zice că, domne, faptul că ai economisit și te-ai strâns 5 ani de zile, să zicem, da, nu te justifică pe tine să iei profit după ce ți-ai exact primit banii înapoi pe care ai investit. Nu dobânzi, nu dobânzi, nu dobânzi, nu equity, nimic. Deci să nu iei creștini ăștia. Nu se face firma. Nu se face. Da. Dacă marxistul, nu, că eu sunt, mă, tu ești muncitor, da, și eu sunt muncitor. Nu se face firma. Deci dacă ăla nu se abține de la consum, nu se face firma. E, și aici muncitorul vrea bani imediat. Asta mi se pare faza cea mai tare. La, corect. Ce e asta argumentația. Asta e argumentația lui Friedman, că dacă nu folosește termenul, dar asta e ideea. Dacă privești lucrurile în teoria marxistă în care ăla n-are dreptul decât să-și ia banii înapoi de pe fabrica pe care a construit-o și nimic mai mult, negi faptul că muncitorii care au construit fabrica fiind plătiți să construiască fabrica, ei au vrut banii imediat, nu i-au vrut în, în timp. Și dacă n-ar fi avut de unde să primească banii imediat, nu s-ar mai fi făcut. Sau dacă se abțin, nu mai sunt muncitori. Că asta e diferența cheie, da, știi? Diferența economică cheie. Dacă se abțin ei, o să fie sunt ei proprietari. Da. Da. Și întrebarea e de ce toți. Nu? Uite, asta nu înțeleg stoiciul și ăștia. Dom'le, de ce muncitorul nu... De ce nu se asociază dacă ăla stă pe bani? De ce nu fac ei asta? De ce să aibă ăia bani și nu fac ei? Păi, în startup-uri e chestia asta. Dom'le, vin la mine în firmă și te plătesc, să zicem, cu... Puțin? Da. Dar îți dau acțiuni. Îți dau acțiuni.
Adică sunt la început, nu știu ce, n-am mare, mare capital, dau doar 10% din salariul care s-ar veni. Foarte civilizat. Îți dau opțiuni. Preferi așa? Unii da, unii da, unii nu. Uh-huh. Și nu există. După aia peste când apare profitul mare, zice că aș vrea și eu. Păi, și dacă ai vrut salariul la început pe tot, ce să-ți interesant e asta, că ăia care zic nu, ăia sunt socialiști. Ăia tind să descoperi bine, că sau socialiști. Poate au o preferință, o nevoie de timp nu, punctuală dar câte unul. Nu, eu spun altfel, că unul care preferă acțiuni, ăla care culmea chiar ajunge să fie proprietar prin muncă, ăla n-o să fie, ăla n-o să fie socialist, ăla n-o să fie înclinat către socialist. Deși le instanțează. Fii atent, și nu e vorba doar de preferință de timp, e vorba și de împărțirea pierderilor. Da. Deci ăsta pierde riscul. Bani. De socialiștii să gândesc că o firmă e doar la profit. Nu, ea merge. Nu e adevărat. E jumate-jumate, deci. Sau nu știu cât de frecvente sunt falimentele. Sunt! Sunt mai frecvente falimentele decât profiturile. Absolut, exact. Cât era? Era un procent, nu să se știa. Câte start-up-uri rezistă? La start-up-uri 5%, 10%. Da, ceva de genul 99% sau 90% dintre start-up-uri dau faliment în primul an și 99% în primii 10. În general, mă gândeam dacă există ceva. Da. Dar ideea e că există, ce să mai... Deci, da, exact. Plus că eu am riscul ăsta pe lângă perioada de timp, am și riscul de a pierde toate economiile, de-a lungul cei 5 ani când am economisit. Ori muncitorul nu riscă. Deci altă chestie în favoarea patronului. Muncitorul nu riscă, el își ia bani. Da. Riscă și el până la urmă, dacă se închide mustăria, n-a rămâne. Dar ideea e că salariul vine. Salariul vine. Ăla poate să mai întindă câțiva ani. Că mai riște patronul până la urmă. După aia, fix aici, fac o mică divagație. De obicei lumea zice, păi nu au de ales. Da? Muncitorul, dintr-un loc, e la mâna capitaliștilor niște slujbe și nu are de ales. Păi, hai să ne uităm, cine îl obligă de nu are de ales? Îl obligă ăsta care îi oferă o slujbă sau de ce nu are de ales? De ce nu poate să se plimbe de colo-colo? De ce nu există mai mulți care să ofere slujbe? De ce nu există o paletă mai largă de alte slujbe? Păi, tocmai ce vorbiră. Da, bine, răspunsul mai simplist și ca să facem legătura și cu ce cum prezintă el așa, muncitorul respectiv n-are de ales pentru că n-are bani. Da, n-are de ales. Pentru că și asta mi se pare un punct de vedere foarte frumos prezentat aici. O mână de bani reprezintă un buchet de alternative. Uh-huh. Eu am niște bani astăzi în mână și pot să fac astăzi ce vreau cu ei. Și sunt mai valoroși astăzi decât sunt mâine. Pentru că, de exemplu, între astăzi și mâine se pierd toate lucrurile pe care le puteam face azi. Oportunități. Ai văzut o carte și da, și că ăla trebuie să dea banii mâine. Da. Mai bani. Cu moștenirea, adică, dom'le, hai să zicem că n-am muncit pentru banii respectivi, dar i-am moștenit de la tatăl meu. Uh-huh. Tata a muncit. Și dacă el consideră că fiul meu să mă moștenească pe mine și munca mea, capitalul pe care l-am agonisit eu și să-și deschidă cofetăria respectivă și tot lanțul, deci n-am muncit el, nu trebuie să te gândești că fiul a dobândit niște bani meritați, ci că cel care a muncit pentru banii respectivi plătește și el a considerat așa și trebuie să-i respectăm voința celui care a muncit pentru banii respectivi. Mai ai, da. Asta cu argumentul cu moștenirea pur și simplu nu pot să înțeleg. Deci toți socialiștii care zic nu că moștenirea e un lucru rău, trebuie să oprim moștenirea, trebuie să oprim tot. Bă, dar donațiile vreți să le opriți? Mm-hmm. Bineînțeles. Că moștenirea nu e altceva decât o donație după ce ai dat colțul. Da? Oprim și donațiile? Nu mai dăm la cerșetori? Mai dăm ajutor în Africa? Păi că și aia e tot o donație. Păi, aoleu... Păi nu, că dacă tu n-ai dreptul la să acumulezi, așa, atunci nu mai ai ce să donezi. Așa că s-a făcut dreptate. Cum n-ai dreptul să acumulezi? Dar nu donații mari. Dacă acumulezi prin muncă... Nu mari, nesimțime. Nu, stai, Alex. Dacă acumulezi prin muncă, ai dreptul să acumulezi.
Păi da, dar cât poți să acumulezi? Că doar ai doar două mâini cât, și... Cât te duce? Nu contează. Nu, deci asta e distinția între teoria valorii muncă și teoria valorii, pur și simplu. Cum se adaugă valoarea? Păi, prin înțelegerea între niște părți. De exemplu, eu vreau să folosesc acest pahar. Vali poate să zică, nu folosi acest pahar, poate să zică, folosește-l cu costuri zero, sau poate să zică, plătește-mi o chirie, o închiriere la folosirea asta. Oamenii ăștia care se așteaptă, de exemplu, să n-ai dobânzi la bani, pentru că usury, aoleu, ei se gândesc că ar trebui să dai banii aia din mărinimie altora, ca să crească societatea, economia. Păcând tu, dacă i-ai, din urma la tot ce am vorbit până acum, poți foarte bine că nu faci nimic să-i ții. Ei ce o să facă? O să vină să zică, de ce stai pe banii aia, ia mai dă-ne și nouă? Așa fac. Nu? Inflația care e sensul? A, bașca inflația. Nu e să iei cu... Noi ziceam, noi până acum nici m-am abținut să zic de inflație până acum. Piketty mi se pare că are o pată pusă pe moșteniri. Dar toți sunt. Dacă și James Buchanan e pentru taxa la moșteniri. James Buchanan, gânditor liberal. Nobel în 86. Deci apărarea mea este că leftiștii de multe ori zic, se știe că lucrurile au fost luate pe vremuri cu forța. Și eu zic, ia dovediți voi agresiunea și atunci îndreptăm, stai să dovedească. E dacă el nu îți acceptă discuția în termen de agresiune, îl zice, mă uit la egalitate, știi? Tu îi zici, păi au fost schimburi voluntare, păi nu mă interesează. Nu, că mai sunt unul care îi interesează și zic, nu că s-a furat. Nu e socialist ăla. Era o memă astăzi, zicea, e în drumul să libertarianismul. De unde ai tu chestiile astea? De la tata și de la tata. Păi și el de unde? Păi s-a luptat cu cineva pentru ele. A, păi atunci ne luptăm și noi cu tine. Pă, resursa asta. Știi, și mi se pare, mă, da, de unde știți voi că poate a muncit, exact ce ai zis tu. Poate el a muncit, poate a fost primul care a muncit o resursă. Poate sunt atâtea variante. Ei tot timpul zic, nu, a fost ceva nedrept, se știe, hoție, exploatare. Ok, au fost. Dar de ce trebuie să pleci de la premiza aia? De ce nu poți să pleci de la premiza pe care o zic eu? La fel de egale, uitându-te sute de ani în urmă. Nu sunt egale. Valoarea lor este egalitatea, însă ele nu sunt egale premiile. Okay. Egalitatea lor... e superioară libertății. Valoarea lor este zero. Exact. E egalitatea cu zero. Altceva nu avem ce să discutăm. Să nu uităm că teoria valorii muncă, cu vreo două episoade în urmă, am explicat că nu poate să explice de ce se petrec schimburile. Deci... Așa că atunci când vrei să o iei într-o anumită direcție plecând de la așa ceva, s-ar putea să n-ajungi departe, să constați că nu zbori chestii mai... Nu, observații mai generală. Grele decât aia. Nu bate doar în teoria valorii muncii, ci în tot, dacă vrei, și în toată economia mainstream, pentru că și acolo schimburi. Faci schimburi egale. O ecuație asta îți spune că... Și Mises spune, nu, e o dublă inegalitate. Da. Deci a schimbat ceva la care îl valorizezi. Psihologic ar fi imposibil, știi, dacă... O să rămân, dacă e egal, știi, că... Da. Da, deci mi se pare că ce învățăm din capitolul ăsta? Că oamenii care au banii la timp, la momentul potrivit, asta este o valoare produsă prin resursa la momentul potrivit. Da? Dacă nu ai la momentul potrivit sau o ții, nu se face. Nu se face firma... Nu se... Nu știu. Alte chestii. Adică dacă nu-i dai banii alea, patronii sau... Deci așteptarea stângistă este... Astea oricum sunt ale noastre, pentru că așa gândesc. Toate lucrurile de pe pământ sunt ale noastre. Și așa că de ce să le ții tu, mă? În postulat. Păcând noi zicem, fiecare are ce a câștigat fără agresiuni și după aia poate să schimbe între ei. Dacă vii și intri în amănunte din astea, să explică și astea. Lucrurile sunt, se închiriază. De argumentul lui Ross, apropo de merit. O produc chestia. Argumentul lui Ross, păi nici tatăl n-are merit. De ce să-i revină banii aia, că el natural e bun la chestia aia. E foarte bun la așa.
A primit o pleașcă. Am mai discutat despre... Deci nici tatăl nu are... Despre de ce să mai zic? Am mai discutat despre argumentele lui Rawls atunci când discutam de cartea lui Humor. De două, sus, găsiți link la bine, videoclipul. Bine, și tu poți întoarce, dar de ce să aibă merit, nu știu, ăștia care ți-au banii, da. De ce să aibă merit de anul, știi? Mă rog. Bine, de fapt, se leagă oarecum de următorul capitol, dar înainte să intrăm în el, la final, vă punem o întrebare, așa că fiți... Stai că nu vreau să o omit. Rămâneți pe recepție, spune. Friedman, când zice de cele două motivații, ultima frază, în ultimele două fraze, domnule, eu cred că ăștia... Nu văd niciun motiv mai nobil decât gelozia pentru a ridica obiecții asupra norocului unui alt om dacă a primit o... Lăcomia și invidia. O... Invidia. Moștenire. Invidia. Gelozie, îi spune el. Dar de ce ar fi lăcomia? Că el zice că e și lăcomie. Nu la moștenire, la... Ba da, și în cazul moștenirii. Când vrei o parte din ce a produs ăla, știi? Din ce... E o propoziție mai sus. Mă uit. Când zice de lăcomie, știi? Adică îi zice că sunt lacomii socialiști. Și care sau o reflecție. Dom'le, n-am înțeles niciodată de ce ești lacom că vrei să ții banii, dar nu ești dacă vrei banii altuia, știi? Da, ești cea mai tare. Poți să-i zici că ești lacom? Nu. Socialistul? Că nu rețin. Sau și rețin. Reține la sursă. Dar nu, nu, la cum ar fi dacă ar ține pentru el. Dar și, păi și ține. Nu, și dacă nu-i ține, să zici că ți ia cu forță și îi dă mai departe. Nu e la cum. Dar e un tânăr. Da. E un furt, da, dar nu pot spune dacă atașa. Nu zici că e la cum, exact. Da. Na, nu zici că e la cum. Pe de altă parte, socialiștii din viața reală sunt și la cum. Că îi vezi că se îmbogățesc. Nu, rețin la o sursă, da. Stă în vilă și... Dar cât nu, îmi costă spune, să spune așa că nu poate să găsească un motiv mai bun decât ai dreptate. Era cu o propoziție mai sus și am tot căutat-o aiurea. Da. Zice așa, nu găsesc motiv mai bun decât lăcomia, pentru care cineva ar zice că merită o parte din bogăția altcuiva, încă o parte pe care n-a avut niciun merit în producția ei. Și săracul poate fi lacom, săracul, pentru că lăcomia nu e, fii atent, lăcomia nu trebuie să faci, că la sau am văzut observația asta, nu trebuie să pui mâna efectiv pe banii ăluia, e suficient să-ți dorești, știi, să am banii lui masă, nu știu. Și e, politicienii chiar și pun, asta e diferența, știi? Își exercită. Am mai vorbit noi de niște principii așa mai de mult, asta nu e chiar un principiu, dar e doar o vorbă înțeleaptă din bătrâni. Nu te interesează banii altuia. Nu e treaba ta să numeri câți bani are altcineva, oricine ar fi. Atâta vreme când nu ți-a furat ție și lasă poveștile cu teoria valorii muncă că nu ține. Nu ți-i fură așa. Trecem și la ultimul capitol. Nevoile. N-am nevoie de nimic. Ăsta mie mi s-a părut cel mai tare dintre capitolele pe care le-am citit în tura asta. Cel mai mult mie mi-a plăcut fața aia în care nimeni nu-și prețuiește viața într-un mod infinit. Ăsta mi s-a părut că e un... Foarte... Subiectivitatea preferinței, cred că asta e ideea centrală. Da, dar preferințele sunt subiective. Oamenii vorbesc ca și cum oamenii, socialiști, ca și cum ar fi obiective. Avem nevoie de apărare, avem nevoie de sănătate. Cum? Nu avem nevoie de sănătate? Da, un om care se sinucide nu are nevoie de sănătate. De ce? Pentru că îi se termină viața. Deci nu mai are această prospecție de... Asta mi se pare că... Nu-și mai dorește piramidon sau... Atunci când tu te apuci să susții drepturile omului și dreptul la, nu știu, la ce, la subzistență, dar de obicei dreptul la subzistență se transformă în dreptul la existență și tot felul de tâmpenii de genul ăsta, păi dacă este să rămâi consecvent, asta mă distrează, că socialiștii în general și mai ales acum socialiștii canadieni o țin sus și tare pe asta cu eutanasia. Dom'le,
Cum să, adică vrea omul să facă ceva cu viața lui și noi nu-l lăsăm? Uh-huh. Păi da, da, dacă accepti chestia asta, tu ai negat automat ăsta, nevoia de viață, da? Dreptul infinit la viață. L-ai negat din start, plecând de aici. Și deci ți-ai negat absolut toată, toată fundamentația pe care o ai ca să justifici alimentarea acestor nevoi primare de susținere a vieții, care evident ele tind să crească. Zi. Nu, vreau să... Deci, programele astea socialiste trebuie mai mulți bani pentru sănătate. Din ce în ce mai mulți bani. Și inclusiv au programe de tipul pentru oameni bolnavi care n-au vrut chestia asta, să zicem, să li se întâmple, dar li s-a întâmplat și programele socialiste îi susțin cu orice cost. Cică. Că o să ajung și la aia eu. Okay. Uh-huh. Da. Oameni care costul de spitalizare se ajunge și la $10,000 pe zi. Da. Descriptiv în ideea programelor socialiste în care mă free healthcare, da, medicina gratis pentru toată lumea, spune nu, facem tot ce trebuie, tot ce se poate. Da, îi dăm pe toți. După aia avem... Revenim. Da. Uh-huh. Și programe de tipul dacă vrea schimbare de sex sau dacă vrea niște sâni mai mari pentru că își pierde respectul față de sine însăși. Vrești din Anglia e chestia asta. Uh-huh. Da. Tot așa. Programe socialiste de sănătate în care lucrurile astea sunt subvenționate. Uh-huh. Și în România schimbarea de sex a avut loc, operația de schimbare de sex a avut loc cu bani de la stat. Observ că, dom'le, ei cred că din ce în ce mai mulți bani trebuie luați de la cei care au și dați pe aceste programe. Dar dacă te duci la oameni, să zicem, din categoria pe care ei o vizează, niște săraci, ei vezi cum trăiesc în lumea lor, da? Ei preferă, de exemplu, să mănânce într-o zi mai prost și să ori să bea niște alcool, ori să fumeze o țigară, pentru că ei prețuiesc mai mult lucrurile astea. Ei dacă, socialiștii, dacă s-ar uita la modul lor și ce era preferințele lor, băi, dom'le, dacă asta vor, ar trebui să le dăm chestii astea mai ieftine, nu să le taxăm în plus prin accize, alcoolul și țigările. Ce v-am să zic mai devreme era că noi suntem, de obicei vor să apere... Tatu zice, apărăm săraci. Săracii, ce-ar face ei într-o lume sălbatică? Să se apere singuri, să se îngrijească, să nu aibă nevoie de servicii de sănătate, că oamenii nu și le-ar permite. Acum, ce se întâmplă în zilele noastre în care ai sistemul de sănătate centralizat, universal, românesc? Eu am grijă cum merg pe stradă cu bicicleta, cu mașina, pentru că nu vreau să ajung la mâna sistemului de sănătate de la noi. Deci, ce înțelegem din situația asta? Că de fapt suntem săraci. Cu toate că pretenția este că avem servicii de sănătate. Bine, de fapt e ideea aia că, știi, dacă te ajută unul care e neîndemânatic, da? Mai bine zici, lasă, nu mă descurc. Lăsați. Cam asta e percepția generală față de sistemul de sănătate. Așa, generală, zic, mai puțin în pandemie, când toată lumea zice, vai de mine, sistemul de sănătate e cel mai bun. Dădea infecții nosocomiale pe bandă rulantă, nu-i nimica, băgăm băieții la intubare, acum ce e, sunt toți, tușești, la intubare, tușești, la intubare, ai puțină febră, la intubare, Alex, la intubare, deci nu tușești, l-a scos și tușești. Și a durat vorba aia, să nu uităm faptul că înregistrarea deceselor de infecții nosocomiale are o mare gaură de când a început pandemia. Uh-huh. Da? Și până când l-a întrebat unul care a fost zburat din corpul de presă,
tocmai pentru că l-a întrebat pe nepregătite, pe tovarășul Iohannis, cum își explică că n-a mai murit nimeni de infecții nosocomiale acum când sunt spitalele supra-solicitate. Și ce să vezi? Ăla a zburat din corpul de presă și de-a doua zi s-a înregistrat un deces de așa, un pic, puțin. De ce? L-au omorât virus? Ce? L-au păi pe toți ceilalți treceau morți de COVID, normal. Nu, mă gândeam că i-au omorât virus și nosocomiale. Da, nu funcționează. Nu funcționează așa. Uite cât contează ideologia pentru analiza realității. Deci, nu s-a clătinat percepția asta, inclusiv la negaționiști, la antirestricționiști. Percepția asta asupra socialismului sanitar. Adică oamenii lui Simion cred în continuare că sănătatea trebuie cel mai bine decât stat oferită. Deci nu... Și de stat român, ca să fim și mai... Da. Alte state pot profita. Uite, aici ai o pretenție... pe care oamenii o intuiesc și cred că nu sunt în stare să o articuleze de multe ori. Și ea ar fi legitimă, e sănătoasă. Deci oamenii se așteaptă ca românii să țină cu românii. Pretenția oamenilor este de o formă de loialitate. Deci tu când ai un angajat la loc, nu vrei ca ăsta să arunce cu banii pe tot felul de prostii sau să zgârcească aiurea să cumpere lucruri nasoale. Nu, dar și națiunile lor. De ce nu cumpără de la țărani? Uh-huh. Că nici țăranii nu cumpără de la țărani. Se duc în hipermarketuri. De ce? Pentru că nu dau bon fiscalizat. Nu, aici mă refer la socialiștii de corporație. Da. Țăranii nu dau bon fiscalizat. Chiar ai auzit asta? Ce? Da, eu am auzit. Da. Îți dai seama? Ce dragoste de... Trebuie să explici că ea sunt săraci. Nu mai bine, știi când, nu mai poate știi un mic capitalist ciucul să-i desfințeze pe speculanții ăștia de care fapt, vând pe stradă. Nu, cu ce voturi crezi că... Chiar și dacă e țăran, tot e mai înstărit. Dacă vinde în București, îți dai seama că nu vinde oricine. Da. În Mochioroș. Trebuie să... Ce voiam să zic era că pretenția... E legitimă, intuitiv, simți că ce, așa vrei, sau ce? Cu loialitatea. Măi, trebuie să plec. What? Ce? Da, scuze. Oana, ce sfură e pisica aia. Mă rog, nu sfură, e morme așa. Da, e... Visează mai degrabă. Nu știu ce dorește el. Chiar dacă capitolul este despre cum nu avem mari nevoi, Gabi a avut nevoie să plece pentru 3 minute... Am rămas doar noi trei. Da, o să încheiem în trio capitolul. Spuneam că mi se pare că distinția cea mai bună pe care o face Friedman aici este că nu știu dacă spune că nevoile nu există, dar zici, cu siguranță spune ceva de genul că ideea de nevoie care e obiectivă, Implantată acum în mentalul colectiv, n-ar trebui să existe, pentru că e o amenințare directă la conceptul de libertate. Adică din toate exemplele pe care le-a dat el, cu unii merg mai repede, unii mai fumează, unii se aruncă cu elasticul, genul ăsta de pericole la care se expun, îți arată că oamenii au o preferință. Spectru larg despre când vor să riște și cât de mult pun preț în unele momente pe viața lor. Evident că nu vor să, dar chiar și nevoile ca idee. Care sunt nevoile principale? Păstrarea vieții, ok, ce mai departe? Aer, apă, mâncare, shelter, foc. Da. Și Captain Planet, foc, da. Dacă îți gătești. Nu, mă gândeam la Captain Planet și la ale presocraticilor, știi? Ideea e că și ei sunt, se contrazic, zice Friedman. De cel la care îi dă cu viața, nu vezi că stă în casă și doar strânge bani de medici. De mers la doctor. Sau... Bine, unii în pandemie au încercat așa. Unii în pandemie s-au comorat și lor le zicem că sunt puțin țigniți. Da. Asta pe bună dreptate. Asta poate fi un contraexemplu la Friedman. Nu.
Există oameni care, care într-adevăr poartă 5 mă și nu știu ce. Da, dar nu sunt toți așa. Adică nu poți să derivi o valoare sau o nevoie și în cazul ăsta. Și chiar și ei se duc cu bicicleta, chiar uite, și asumă riscul, și știi, pe o pantă. Știi? Adică tot la fel, dacă ar fi fost o nevoie, de-aia e că dacă ar fi fost o nevoie, conceptul de nevoie din asta așa, implacabilă, imbatabilă, păi toți am fi făcut așa. Da. Ori, ideea e ok, există 1-2, dar nu sunt toți, deci... Ideea e că conceptul de preferință bate pentru o descriere corectă a realității conceptul de nevoie. Și problema cu nevoile este că apare ideea asta, că dacă nevoia e ceva ce poate fi perceput și cuantificat obiectiv, așa, atunci putem să o dăm pe mâna unor experți. Da, mă. Putem să o dăm pe mâna unor experți și ăia o să știe ce și cum. Și așa te trezești cu chestii precum UBI, da? Între altele, sau cu chestii precum medicina gratuită și tot felul de alte chestii. Și de ce? Și ziceam că o să revenim la ăsta cu sistemul cu medicina gratuită și spuneam că la nivel declarativ, da, statul spune facem tot, rupem, intrăm acolo cu tot ce se poate, da? Ca să, ce să vezi? Asta e piciu când intri pe ușă, da? Când trebuie să te duci la vot, facem social healthcare pentru toată lumea, da? Dar când îți vine rândul să și folosești chestia asta, o să descoperi, ca în orice sistem patronat de stat și nu de piață, că nu sunt destule. Și aici ai inserat voi ce vrei, pentru că toate s-au întâmplat la un moment sau altul, da? Destule bandaje, destule paturi, destule sore medicale, destule ace, destule medicamente, destule... etc. Ce, și asta îți dă mai vizuale, nu? Valina a zis de operații pe creier sau nu știu ce. Da. Chestii de... pe care na, piața ți le oferă, să zici. Sau piața măcar ar putea să... na, să ți le ofere la un cost mai mic. Că vorbim capitolul precedent de Colegiul Medicilor. Un lucru pe care noi nu-l luăm în considerare aproape niciodată este faptul că numărul medicilor care intră pe piață în sistem este foarte mic, an de an. Și vorbim de un proces de instruire pe foarte mulți ani, care are o rată de abandon, adică teoretic, cu cât sunt mai mulți ani în proces de instruire, cu atât o să ai un abandon mai mare. Adică lumea termină mai ușor o facultate pe modelul Bologna, că apropo de asta s-a și făcut modelul Bologna, decât o facultate care durează 4-5 ani. Și rezultatele este că la finalul drăcovenii astea, tu poți să te specializezi și să ieși chirurg pe creier, dar poți să te specializezi și să ieși medic primar din ăsta, de familie. Generalist. Nu, generalist. Da? Fără nicio specialitate, efectiv. Faci același număr de ani, același stagiu de pregătire, aceeași chestie pentru ce? Practic. În plus. Adică ce vreau să spun e pentru ce? Pentru că patalamaua nu se poate acorda decât legal de pe urma aceea. Deci procesul de intrare pe piață a costul medicinei este ținut artificial sus de guvern. Și o să-mi sară lumea în capul să zic, păi cum vrei să fie medicii prost pregătiți? Să fim serioși. Pentru diagnosticat o răceală să-ți dea o aspirină și un paracetamol să scrie rețetă de un alt calming când ne doare capul. Asta se pricepe oricine după ce a văzut 5-10 chestii. De genul ăsta. Bine, în lumea liberă n-ar trebui să-ți scrie nimeni o rețetă. Ai putea să iei arandala toate medicamentele. Nu, dar ai putea să te duci la un farmacist. Farmacistul să te întrebe dacă ești alergic la penicilină, atunci îți dă altceva. Uh-huh.
La revedere! Nu, asta zice Valică. Prețul mare e întreținut artificial. Dacă avea piața, una e să ai un preț la 10.000 de doctor, una e la 100. Legea cererii și ofertei. Și problema cu nevoile, revenind la nevoi și... O altă chestie pe care o spune Friedman aici este faptul că am vorbit cu emisiune în urmă despre sistemul regresiv de taxare pentru Social Security. Uh-huh. În America se pare că sistemul de medicină socializată, da, de medicină de stat, este finanțat din același program. Deci, dacă acel program ne-a demonstrat că e de fapt o taxă regresivă care ia mai mult de la săraci pentru că așa, același lucru se aplică și la medicină. Practic, medicina asta socializată de stat, care e făcută ca să aibă săracul un se ducă la doctor, ajunge să fie plătită disproporționat tot din banii săracului, nu din banii bogatului, dar fiind faptul că e finanțată din același sistem. Bine, și asta arată din nou de fapt că oamenii, din nou, intuitiv, oamenii știu că, de exemplu, trebuie să fim uniți. De ce? Dacă ar trebui să fim uniți, înseamnă că avem putere de a pune presiune pe o chestie. Păi cum avem putere dacă noi suntem săraci? Păi de fapt, iată că oamenii săraci nu sunt atât de săraci. Sau sunt săraci, dar mulți. Nu, se poate și mai rău. Și piața, de obicei, se bazează, am mai zis noi în alte dăți, piața se susține din numere mari. Nu ai trei bogați care aia mănâncă milioane de fripturi. Da, oamenii normali țin piața. Da, în traducere, spune și Friedman aici, că săracii nu par să primească atât, să primească mai mult din lucruri neplătite, știi? Să primească lucruri gratis din asemenea programe, ci principalul efect al acestor programe este că ei sunt forțați să plătească lucruri pe care altfel nu și le-ar cumpăra. Mi se pare important asta. Și aș încheia cu concluzia care o spune așa, că dacă o alegere implică o asemenea nevoie, un asemenea concept de nevoie, spune el, nevoia fiind acceptată ca fiind o valoare infinită pentru o anumită persoană și care poate fi determinată de altcineva, atunci ce rol mai are libertatea de alegere? Dacă eu nu sunt de acord cu experții vis-a-vis de nevoile mele, apropo, cartea scrisă în 1970 nu are nicio legătură cu COVID-ul, deși sună foarte similar, înseamnă că dacă eu nu sunt de acord cu experții, nu mai fac o alegere liberă, ci o greșeală. Și trebuie să mă supun experților respectivi. Evident, logica socială. Câteodată poate și cu forțați cu armata. Mai știi care mi se pare că e păcăleala mare în zilele noastre? Și am mai zis-o, foarte mulți oameni încearcă să își dea cu părerea despre cum ar trebui să meargă lucrurile. Pe când noi nu spunem cum ar trebui să meargă lucrurile, noi spunem că oamenii ar trebui să fie liberi, să facă schimburi libere între ei, pe piață liberă, și atunci o să vedem cum merg lucrurile. Noi nu spunem cum. De-aia foarte multe lucruri se întâmplă în societatea noastră, pentru că unii cred că trebuie să meargă hăis, unii cred că trebuie să meargă cea, și atunci au niște actori din ăștia, niște influenceri, politicienii, care zic, păi noi susținem că pe stânga, alții susțin că pe dreapta, deci susțineți-ne și să câștigăm lupta pentru bunul mers al societății. Nu, bunul mers al societății este că oamenii să fie liberi și apărați de agresiuni. Și aia de dreapta susțin că pe stânga ai. Exact. Ai armonia. Întrebare.
Da, am spus că încheiem cu o întrebare. Dacă, spune. Vrei să-l citim și pe ăsta? Da, și mie mi s-a părut bun. Da. Ok. Întâi punem întrebarea, după aia care încheiem cu citatul respectiv. Deci întrebarea este așa. Dacă avem printre spectatorii noștri oameni inițiați în religia creștină, oricare dintre ramurile pe care le preferați, dacă vreți puteți să ne spuneți și din care ramură vă trageți învățăturile, dacă ați putea să ne treceți jos motivația sau pasajele din învățăturile religioase care condamnau uzuria la păcat. Adică dobânda. Mm-hmm. Că tot discutarăm despre dobândă. Nu de alta, dar știm că acest lucru, faptul că din perspectivă creștină asta a fost văzută ca un păcat, a dus foarte mult la persecuția evreilor peste secole, pentru că pentru ei nu îi reprezentau un păcat, erau singurii care împrumutau bani și da, dacă toată societatea te percepe ca fiind un păcătos nenorocit, s-ar putea să ducă și la alte lucruri. Ziceam că încheiem cu un citat din Friedman aici, spune așa: dacă oamenii care au mai mulți bani vor să doneze acești bani pentru a plăti servicii medicale adresate oamenilor săraci, acest lucru este admirabil. Dacă însă vor să doneze banii săracilor ca să plătească aceste servicii medicale, atunci nu mai este admirabil. Pentru Alex Chiriac, Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, care a avut nevoie să plece. Eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.